Casa mea a fost jefuită, așa că poliția m-a sfătuit să găsesc un alt loc în care să dorm noaptea. Soția și copiii mei erau la spital, așa că m-am dus acolo ca să dorm cu ei. Pe la ora 1 dimineața am reușit să adorm. Însă la ora 3 dimineața am fost apelat de către un număr necunoscut pe care nu l-am mai văzut niciodată în viața mea, care după mi-a trimis un mesaj foarte ciudat și creepy. Rămâi până la final ca să afli cine a trimis acel mesaj. Domn polițist, hoțul mi-a furat toți banii din casă și vă spun sincer că nu mă deranjează atât de mult că nu mai am bani, ci mai mult mă deranjează faptul că știu că hoțul este în libertate și că în orice moment poate să-mi facă rău mie sau familiei mele, așa că vă rog eu, nu știu, dați-l în urmărire în tot orașul, faceți ceva să-l prindeți, vă rog eu. Adică nici eu și nici familia mea nu suntem în siguranță până când nu-l prindem și pe lângă chestia asta, familia mea nici nu știe momentan ce s-a întâmplat. Magdalena și copiii nu știu. Marius, bărbatul care ți-a spart casa, adică Dumitru, a fost văzut ultima dată pe strada Trandafirilor numărul 14. Păi și de ce nu vă duceți acolo? Acolo l-a observat o altă cameră de supraveghere, cum s-a băgat într-un loc printre blocuri unde nu sunt camere. Mamă! Am trimis echipaje de poliție în zonă, însă până acum prin stație n-am auzit absolut nimica. Însă crede-mă că o să-l prindem pe omul ăsta. Vă rog eu, domn polițist, de, de, de deși pe bune! Nu e la prima batere de stalking, nu este la prima batere de a urmări pe cineva, dar niciodată nu a dus-o atât de departe. Nici cu fosta lui soție, pe aceasta doar o speria, așa că nimeni nu a crezut că ar fi avut tupeul să intre peste cineva în casă, dar se pare că tu ai fost ghionistul. La norocul meu normal. Dar domn polițist, voi vă da seama că dacă el a avut tupeul să intre peste cineva în casă, știu că poate, adică dumneavoastră aveți mai multă experiență decât mine, poate vorbesc baliverne, dar eu zic că sunt șanse să aibă tupeul și să rănească pe cineva. Și să rânească pe cineva foarte, foarte rău. Așa că, nu știu, vă rog eu, faceți ceva și prindeți-l. Vă rog eu, e ora 2, 1 dimineața, tu nu te culci. Eu să mă culc aici. Eu nu mai pot să dorm aici, cred că o să mă duc la spital unde sunt uh, Magdalena și copiii. De fapt, nu pot să dorm aici, o să trebuiască să mai luăm niște amprente. Nu mergi la spital la soția și la copiii tăi. Băi, și fete, va trebui să merg, dar. Uh, dacă merg, cred că va trebui să le spun și adevărul. 100% găsești acolo un pat în care să dormi, adică să stai aici nu e riscant, dar nu o să poți să dormi. Bă, vă dați seama că, na, locul ăsta, practic, e cel mai sigur loc în care pot să stau pentru că e plin de polițiști. Dar, men, dacă mă duc acum la spital, trebuie să, trebuie să le spun adevărul, men, și o să se panicheze, nu știu ce să fac. Domnule Iancu, vă dau un sfat. Dumneavoastră alegeți dacă îl urmați sau nu. Cel mai bine ar fi să nu ascundeți ceea ce s-a întâmplat de familia voastră. Bă, nu e ca și cum vreau să le ascund ceva, nu vreau să-i panichez. Chiar dacă știu la ce vă gândiți, că dacă o să afle copiii dumneavoastră, nu o să mai poată să doarmă noaptea, că poate soția o să-i se facă rău, Magdalena mai este și însărcinată, totuși trebuie să afle. Și pe lângă asta trebuie să fie în siguranță. Ok, nu credeam că omul ar fi atât de nebun încât să le facă rău, chiar în spital, mai ales având în vedere că spitalul e fix în secția de poliție, însă nu știi niciodată. Bă, nici eu nu cred, men, adică domnul, domnul polițist a zis că e în cealaltă parte a orașului băiatul ăsta, dar... Na, cine știem. Chiar nu pot să știi ce este în capul unui astfel de nebun. Așa că cel mai bine ar fi să mergeți acolo și să le spuneți ce s-a întâmplat. Bă, corect, haideți că o să merg, Domnul polițist, deci vă rog eu să mă țineți la curent. dumneavoastră stați aici, luați amprentele, încercați să îl prindeți spăla pentru că... Eu din câte am văzut, uite, mai e și chestia asta. Eu din câte am văzut era doar unul. Poate erau mai mulți pe care eu nu i-am văzut. Cine știa? Dar așa că na. Să luați amprente, hai vă, vă urez o noapte frumoasă. Doamne, iartă-mă, fraților. Deci nu mă gândeam că casa mea o să fie victima unui jaf și eu totodată o să fiu victima unui jaf la ora asta. Acum trebuia să fiu în lumea viselor, Iisuse Hristoase. Doamne, iartă-mă, men. În fine, hai să... Hai să parcăm mașina asta undeva. Ia uite. Magdalena și copiii, cred că sunt treji. În fine, da. Na, N-au ei un vreun program de somn aici. A? Și cred că va trebui să le spun ceea ce... Ceea ce s-a întâmplat, fraților, mamă. Nu știu dacă o să fie atât de... Nu știu dacă o să fie atât de încântați de ceea ce s-a întâmplat, dar na, eu o să le spun. Sper să sper să fie totul bine, clar nu o să fie încântați. Uh, Magdalena... Salut, Magdalena Izabela Răzvan, probabil sunteți șoca șocați că, că mă vedeți aici. Ei bine, vreau să vă zic că casa noastră, atât casa noastră cât și eu am fost eu și casa noastră, într-un fel, nici măcar nu știu cum să vă spun. Ideea e că s-a dat un jaf la noi acasă. Cineva ne-a furat toți banii din casă, a venit deja poliția și și-a dat seama că a fost Dumitru, ăla de la școală, iar acum domn polițist este acolo, eu nu mai pot să stau acolo, e prinde poliție, se iau amprente, se nu știu ce, și Dumitru este dat în urmărie și urmează, Doamne ajută să fie arestați, așa că va trebui să stau aici și să... Na, să stau aici și să dorm în spitalul ăsta. Știu că sunteți șocați. Poftim, casa noastră a fost jefuită. Exact, Magdalena. Noi am auzit cum au sunat sirenele de la mașinile de poliție și am văzut că se duc către casa noastră, dar nu ne-am fi așteptat. Ești, ești bine, mai? Ce s-a întâmplat mai exact? Explică-ne. Păi scumpul mai exact, efectiv, nu mai știu cât era ceasul, adică acum e ora 1 dimineața, cred că era 11, și eu tot auzeam sunete, auzeam chestii așa, credeam că ați venit voi acasă, habar n-aveam, dar nu prea am băgat în seamă și m-am băgat la somn. Bă, și la un moment dat când m-am trezit, am văzut pe cineva în casă, m-am panicat foarte rău și am fugit afară și am sunat la poliție. Era o persoană într-un costum de negru, nu-mi dădeam seama cine era, era, o persoană necunoscută, am sunat la poliție, a venit poliția și domnul polițist instant s-a uitat pe camerele de supraveghere de la câteva străzi distanță și și-a dat seama că ăla era Dumitru pentru că e inteligentul și-a dat costumul jos după ce a plecat de lângă casa mea. Wow, omul ăla chiar este un psihopat. Mai știți când v-a spus vouă un birou la școală că o să-și recupereze banii? Băi, și eu mă gândeam la chestia asta, men. Băi, și-a recuperat banii și-a recuperat banii. Oameni, iartă-mă. Se pare că s-a ținut de promisiune. Trebuie să fie arestat. Bă, na, în momentul de față poliția lucrează la chestia asta. Păi da, dar de ce n-am fost arestat încă de azi dimineață? Noi am ajuns la spital din cauza lui că ne-a pus ceva în băutură. De ce poliția nu l-a arestat până acum? Bă, răzvane, Poliția a vrut să-l aresteze. Din momentul în care s-a întâmplat incidentul ăla, doamna directoare a sunat la poliție, l-a dat în urmărire, însă nu a fost găsit. Și uitați-vă ce a făcut acum. Eu cred că o să stau aici sau mă duc înapoi acasă. Oh, nu, Marius, tu noaptea asta stai aici cu noi. Nu te mai duci niciunde. Poliția e la noi acasă. Da, e prinde poliția la noi acasă. Păi și când o să-l prindă? Bă, nu știu. Adică știu, ei știu unde este, știu zona în care este. Poate o să-l prindă, poate să-l prindă și în două minute și în două zile, cine știe. Da, dar nu ar trebui să ne fie frică, nu? Adică suntem la spital. Bă, corect, da. Na, na, Păi hai să, hai să ne culcăm. Tata, da, da, cred că ai uitat pe cineva acasă, pe Monty. A și pe Monty aici, bă, da chiar. no, no, da chiar, băi, și fete. Hai că, hai că pe bune o să-l aduc și pe, și pe Monty aici. Băi, asta Eu nu mi-am parcat mașina. Ok, asta e ciudat. Ok. În fine, hai să iau, hai să iau și pe Monty și să-l aduc aici, fraților. Nu numai bine că așa o să incurce încurce pe, pe domnii polițiști. Băi. Băi, de ce? De ce mai e un singur polițist, man? Băi, unde a plecat toată lumea? Alo, băi, băi, voi vă faceți treaba. Domn polițist, unde a plecat toată lumea? Uh, Monti, dragole, tu vii cu mine. Uh, domn polițist, unde a plecat toată lumea? Marius, mai știți ce a spus domnul polițist acum câteva minute când ai plecat de aici? că știm relativ unde este stalkerul și că am trimis polițiști acolo. Da, un polițist a fost ucis. Poftim? A fost înjunghiat în piept de către Dumitru. Mamă. Mamă, deci băiatul ăsta nu se joacă, băi și fete, băiatul ăsta nu se joacă. Omul ăla e foarte periculos, așa că eu am rămas singur aici să adun dovezile până când vin întăriri de la secție. Restul polițiștilor s-au dus în cealaltă parte a orașului, tot orașul este în alertă și încearcă să-l prindă. Mâine dimineață, domnul polițist a spus că tu și Magdalena trebuie să veniți să dați declarații la secție și totodată trebuie să găsiți pe cineva care să aibă grijă de copiii voștri cât timp voi sunteți la secție. Bă, punem o doctoriță de acolo, cine știe. Dar asta nu o să fie atât de greu, nu? Putem să găsim pe cineva de la spital, nu? Apropo, nu vrei să stai aici cu mine până când vin ceilalți polițiști? Mie mi-e cam frică. Păi ce polițiști ești tu, bă, frică? Nu, eu auzi, le pe Monti și plec. Mamă, băiești și fete mele, deja s a făcut prima crimă. Păi haideți că le iau pe Monti, mergem la spital și ne culcăm. Sperăm să ne trezim mâine de dimineață, odihniți și să, și să mergem la secție. Bă, fraților, nu știu ce se întâmplă, adică E ora 3 dimineața și ori a din m-a sunat un număr. Deci m-a sunat un număr foarte, foarte ciudat. I-am răspuns, nu s-a auzit absolut nimic. A? Și acum am primit un mesaj nou de la același număr. Uite că toată lumea s-a trezit. Ce faci, bă, Modi? Și tu te trezit. Uitați-vă, numărul ăsta. 420225666. La câteva ore distanță, după ce am fost îngropat de viu, mai exact la ora 406 AM, poftim? Am auzit sunetele unei persoane care încerca să mă dezgroape. Sufletul mi s-a umplut de bucurie, am crezut că am scăpat. Asta până când mi-am dat seama că sunetele nu veneau de deasupra mea, ci de sub mine. Poftim? Băi, alo, ce se întâmplă, men? Bă, fraților, ce, doamne, arte mă se întâmplă? Ce chestie asta? Uh, băi, au auziți, am primit un mesaj de la numărul ăsta, 420 și... Mi-a dat un mesaj super ciudat. Ce să facem? Marius și am primit mesaj fix de la același număr. Și tu? De fapt, m-a sunat prima dată și pe mine. Și după am primit mesajul ăsta. Acum câțiva ani am primit o tablă uișa de ziua mea. Bă, ce mesajele astea? Nu este nimic înfricoșător la ea exceptând faptul că în fiecare noapte la ora 12.08 o găsesc pe jos sub biroul meu în timp ce triunghiul din plastic se mișcă frenetic pe aceasta, indicând litere și cifre fără o semnificație anume. Bă, dici, noi primim povești horror prin mesaje că nu înțeleg. Cumva mesajele sunt de la omul ăla? De să eu am primit un mesaj despre cineva care a fost îngropat de viu. Magdalena a primit un mesaj despre cineva care e care a, cum mi spune, a folosit o tablou. Ija, Izabela Răzvan, băgați-vă în pat că, 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 e, nașpa treaba. Tata, și eu am primit la fel. Și, și tu ai primit ce? Cumva încearcă să ne sperie, eu am primit mesajul ăsta. Când eram mică, sora mea obișnuia să-mi spună că un om rău ne urmărește de la fereastră. Nu am crescut-o până când nu am găsit o poză în cutia poștală cu noi două dormind. Dar poza nu era făcută de la fereastră, ci din cameră. Bă, ce mesajele astea, bă? Bă, cine are chef de glume, fraților, la, la ora asta? Doamne, iartă-mă! Bă, ora 3 dimineața, ce mesajele astea, bro? Tata, de ce toți primim povești horror noaptea la ora 3 dimineața de la un număr necunoscut? Asta nu știu nici eu, scumpo! Doamne, iartă-mă! Bă, răzvane, tata, îmi vine să plâng, eu am primit ceva și mai horror. Bă, ce se întâmplă? Bă, 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 eu cred că e Dumitru ăla, men. Eu cred că e nenorocitul ăla încearcă să ne sperie. Tata, îmi vine să plâng așa. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost ceasul care arăta ora 0007 în timp ce ghiarele ei săpau în pieptul meu cu unghii pline de pământ, iar cu cealaltă mână îmi acoperea strigătul. Am sărit din pat ca ars, bucuros că a fost doar un coșmar. Dar ceasul era 006 și dulapul a început să scârție ciudat. Tata dă și spune că dacă e Dumitru, poliția o să-l prindă și o să-l funde închisoarea. Bă, chiar o să-i dau un mesaj meu. cine, doamne, iartă mă face glume de astea? Dă mesaje de astea la 3 dimineața. Bă, cineva are chef de glume proaste? Cred că, cred că ăsta e cazul. Ia stai, o să dau un mesaj, poate chiar e Dumitru. Am dat un mesaj băieți și fete și am primit și un răspuns. Ha, 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 Marius, mă faci să râd. Crezi că tu sau copiii tăi nu pot ajunge în situația în care a ajuns acel polițist care a vrut să mă prindă? Deci e Dumitru. Toți ani ăștia, încă de la despărțirea de soția mea, n-am avut curajul să fac asta, dar în sfârșit acum simt că pot să o fac. Bă, tu ești bolnav? Da, se pare. Tu și copiii tăi nenorociți mi-ați pus capac. Nimeni nu-și bate joc de fica mea, dar nu și-a bătut nimeni joc de fica ta, bro. Și o să aflați asta cu prețul vieții, dar nu o să vă omor pe toți deodată, o să vă omor pe rând, vreau să suferiți. Mâine de dimineață mă duc la poliție și arăt lui domn polițist chestiile astea. Bă, disper că, bă, trebuie să-l prindă, men, ce doamne iartă-mă e asta. Omul ăsta e cel mai mare psihopat pe care l-am întâlnit în viața mea, observ. Ce facem, îi spunem domnului polițist? Păi Magdalena scumpă, cam asta ar trebui să facem, o să-i spunem mâine. Eu zic să încercăm să ne băgăm la culcare, nu cred că o să putem să adormim, dar măcar încercăm. Și eu la fel, hai să ne băgăm la culcare, Răzvan. Tata merge la poliție și spune lui domnului polițist, o să mă duc mâine sau e cineva la secție? Ia, să-i să vă fac o poate este cineva la secție. Da, văd, a, ia uite, e un băiat din trupele SWAT. Lasă că, lasă că o să-i spun lui, băi și fete. Ia yes, stai, poate poate să mă ajute. Văd că toți polițiștii sunt plecați, deoarece trebuie să-l găsească pe ăla, dar văd că ăsta are chef de glume. Trimite mie mesaje horror la 3 dimineața. Uh, domn polițist, am o problemă. Am primit niște mesaje de la Dumitru ăla. Am primit niște mesaje cu niște povești horror și eu și familia mea. Ok, o să-i transmit Mâine la ora 7.00 dimineața Să veniți cu declarații tu și soția La declarații tu și soția Să găsiți pe cineva cu care să lăsați copiii Da, știu, mi-ați mai zis asta În fine, băi și fete Haideți că o să încerc să adorm Sper să nu se mai întâmple Chestii ciudate Să pot să dorm și eu noaptea asta Mmm <hums> Bună dimineața băieți și fete, haideți că am reușit să dorm și eu câteva ore. Ideea este că am vorbit cu doctor Barba seară, i-am dat mesaj și mi-a răspuns instant, nu știu ce făcea doctor Barba la ora aia, și mi-a zis că astăzi pot să nu vin la muncă, i-am explicat situația, na, este o situație destul de, destul de nașpa, dar acum trebuie să merg la, la, poliție să, să dăm declarații eu și, eu și Magdalena, neața copii. Tata, ai reușit să dormi? Eu, da, voi? Tata, putem să comandăm pizza Nu răzvane, nu comandăm nicio pizza, nu vă mai doare burta Nu comandăm nicio pizza, asta e prima dată să vedem care-i treaba Bună dimineața, dragule Bună să vedem uh, Bună dimineața, Magdalena Mare, s-am cu domn doctor și el o să aibă grijă de copii Cât timp noi dăm declarații Domn doctor, vă mulțumesc, vă, vă mulțumesc enorm îmi pare foarte rău de ceea ce, ce, vi se întâmplă. O să am grijă de copiii voștri. Eu chiar acum am ieșit din tură, dar o să plec de la spital când voi o să terminați. Vă mulțumesc foarte mult că stați peste program pentru mine. În fine, băi asta să vedem. Deci n-am primit niciun mesaj, nimic de la domn polițist. Bănuiesc că, bănuiesc că Dumitru n-a fost prins. Dar sunt curios. Ia uite-l pe domn polițist aici. Vreau să văd dacă, dacă este la secție sau nu. Bună, bună dimineața, domn polițist. Marius mi-a spus polițistul că aseară ai primit un mesaj de la un număr necunoscut. Nu chiar, gen, nu doar eu, ci și, uh, cum îi spune, și, ci, 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 și copiii mei. Avem multe motive să credem că le e chiar Dumitru. Chiar el e, că după mi-a mai dat niște mesaje în care mi-a confirmat. În continuare nu l-am prins, dar poate o să avem mai multe șanse după interogatorul pe care o să-l facem cu tine și cu soția ta. Bun, păi hai că o chem pe Magdalena și na, băi și fete. Va trebui să răspundem la întrebări ca să ajutăm poliția. Dar, sincer să vă spun, nu știu cât de mult o să ajute întrebările noastre Dar în fine Ne aflăm în camera de interogatoriu, Băieți și fete, uh, domn polițist Spuneți-ne care este prima prima întreb, uh, întrebare Ok, prima dată spuneți-mi Care a fost prima interacțiune cu Dumitru Păi aici pot să vorbesc și eu din punctul Na, am de vedere Păi din câte am înțeles, Izabela s-a certat Cu această fată Melisa de la școală S-a certat foarte, foarte rău, a fost, cum mi spune, a fost pedepsită de către Magdalena pentru că cearta a ajuns mai departe la bătăi și la nu știu ce. Și ieri, da, ieri, din greșeală, Melissa să luat de, de Isabela și Isabela i-a spart ochelarii și după a început un foarte mare scandal și au venit părinții la școală. Și părintele acestei fete, Melissa, era chiar Dumitru ăsta, era taicăsul gen. Și când am ajuns acolo, deja Magdalena se certa cu el. Ideea că era un om care, bă, la prima vedere, nu părea nimic ca foarte suspect. Era un om care era foarte revoltat că fica mea i-a spart ochelarii lui fica sa și voia să plătim banii pe ei. Dar asta am cam încurcat la sume. și că odată a zis 300 de dolari, odată 250, acum ne-a furat toți banii, în fine. Și la mine la fel. Da, într-un fel, asta a fost interacțiunea la, la amândoi. Cam asta a fost prima întrebare. Dom ă, domn Polis, ne spuneți următoarea întrebare? Um, um, ce, domn polițist? Spuneți-i de următoarea întrebare. Puteți să vă grăbiți și să nu vă, vă mai uitați așa mirat la mine. Vă rog eu, puneți-mi următoarea întrebare, că cred că este în interesul tuturor să-l prindem pe nenorocitul ăsta. S-a produs o crimă la spital. O crimă la spital? În baie, trebuie să mergem acolo. Oh, nu, Magdalena. Acolo o să ne zvan și Iza pe la ONU, oh, nu, oh, 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 trebuie neapărat să mergem. Băie și fete, sunt absolut șocat. Din fericire, mulțumim lui Dumnezeu, Izabela și Răzvan sunt uh, teferi, însă doctorul care a rămas cu ei să aibă grijă de ei nu este. Acesta a fost ucis în baie de către Dumitru, bro! Oh my god! Bă, de ce l-au omorât pe doctor! Izabela Răzvan, ce s-a întâmplat? Deci, mama. Nici noi nu știi ce s-a întâmplat, că nu am fost de față. Domn doctor a spus că o să aibă grijă de noi cât timp voi să desplecați, doar că a zis că merge la baie. Da, știm că noi l-am uh, lăsat într-un fel să aibă grijă de voi. Eu și Răzvan nu ne-am gândit la nimic mai mult și după vreo câteva minute am auzit niște țipete și ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva oribil. Cred că a fost ucis de Dumitru, nu înțeleg, nu înțeleg criminalul ăla. De ce face așa ceva? Bă, bă, voi observați băi și fete că gen... Dumitru ăsta ar fi putut, acum nu zic, gen, dacă l-a omorât pe doctor, ar fi putut să îi omoare și pe Răzvan și pe Izabela sau să le facă ceva. Dar ales să nu facă asta. A ales să-l omoare pe ăla ca să ne sperie și mai rău. Bă! Bă, omul ăsta e un psihopat pe bune. Domn polițist, vă rog eu, vă rog să mergeți jos până când noi investigăm crima. Hai să mergem jos, doamne, iartă-mă, bro! Magdalena, ce facem? Bă, deci eu nu mă simt în siguranță și fac pareu că nici voi nu vă simțiți în siguranță. Marius, eu zic să mergem să facem niște cumpărături, ca să avem ceva de mâncare și ceva sănătos, ai dreptate. Nu vreau să ne întoarcem acasă până când acest Dumitru nu este prins, ai dreptate, Magdalena. Îmi e frică, mama ta, Asta stați liniștiți. Și dacă pățim ceva rău, băi, noi, na, acum sunt polițiști peste tot, duc că o să pățim ceva rău. Păi hai să, hai să mergem, Magdalena, dar prima dată să văd dacă mai aflat domn polițiști ceva. Mergem băi și fete să ne cumpărăm ceva de mâncare, să mâncăm și noi ceva, nu numai prostii. Uh, domn polițist, ați mai aflat ceva, nici nu vreau să mă uit înăuntru. Marius nu se mai poate. Dumitru l-a ucis cu brutalitate pe doctorul ăsta. Și ca și, că, că, și noi am acționat. A, 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 așa că și noi am acționat. Ce ați făcut? Am mers la domiciliul lui Dumitru și am luat fica. Wow! Acum e în drum spre secție. Hai să vedem câte de șmecher o să fie Dumitru acum, când fica lui e reținută la poliție. Ok, băi, și fetele, se pare că domn polițist a aplicat, a aplicat să spunem așa, o dată foarte, foarte dureroasă, o pedeapsă foarte dureroasă pentru Dumitru. Domn polițist, aici există două variante. Ori Dumitru o să se predea ca fica lui să fie liberă, deci eu zic că ați făcut foarte bine, sau poate, men, să o ia razna. Poate să o ia razna la alt nivel și să și să facă vreo prostie sperăm să nu în fine hai să hai să iau pe Magdalena și să mergem la cumpărături să cumpărăm și noi niște niște chisi să avem ceva de mâncare că na din păcate asta o să fie noua noastră casă pentru următoarele zile Ok, fraților, am făcut toate cumpărăturile. Hai să vă arăt și voi ce am luat. Deci, în primul rând, am luat niște supă de asta. Am luat, într-adevăr, și niște suc. Și, după cum puteți vedea, aici sunt foarte multe, foarte multe fructe și legume pe care le-am luat, le-am dus la mașină. Și am luat aici și niște carne. A luat Magdalena, nu mai știu exact ce a luat, însă ideea că am, am, luat de aici niște carne. Și acum... Noi deja am fost la casă odată ca să ducem chestiile astea la mașină, că nu puteam să stăm în magazin cu toate. Și acum mai avem chestiile astea. Magdalena cred că a luat și o pizza cu congelată să facem ceva și acum na, va trebui să mergem a doua oară la caserie și să... și să taxăm astea, să ne întoarcem la spitală. Haide, Magdalena! Mario, stai puțin că nu-mi găsesc telefonul. Îl aveam la mine, cred că l-am pierdut prin magazin. Cum să-l pierzi prin magazin, băi, Magdalena, băi? Dar stai... E sigură că l-aveai? Eu nu te-am văzut cu el în mâna. Hm. Păi atunci hai să-l căutăm aici, dar... Nu no, voi vede dacă ar fi fost un telefon pe jos, cred că l-am fi observat, man. Opa, aici cred că sunt. Da, aici este depozitul, n-am ce să caut. cauti. No, hai să-i hai să căutăm telefonul lui Magdrena. E sigur că l-ai avut aici. Bă, eu nu l-am văzut cu, cu el în mână, dar ea probabil știe mai bine dacă l-a avut sau nu. În fine, hai să ne punem pe căutat. Bă, fraților, am căutat aici minute întregi, nu am găsit absolut nimic, ne-am dus stânga-dreapta, ne-am uitat în toate cesturile, posibile și imposibile, cu toate chestiile, ne-am uitat peste tot și nu am găsit telefonul. Magdalena, hmm, pot să jur că l-aveam la mine sau poate l-am uitat la spital și n-am fost eu atentă, Băi, eu nu te-am văzut niciodată cu, cu el în mână. Da, ori l-ai uitat la spital și n-ai fost, atent, fost atentă, ne-am uitat și în parcare lângă mașină să nu cumva să fi picat pe acolo și nici acolo nu este. Dar sau sau în cel mai rău caz, poate chiar ți-a picat aici și cineva l-a luat, Știi ce zic, Locul care n-ar fi atât de drăguț din partea lor. Dar în fine, hai să mergem la spital. Eu cred că eu cred că nu, nu l-ai luat deloc, asta e impresia mea. Uh, Băieți și fete, suntem în uh, salonul ăsta de, de spital. Răzvan și Izabela nu sunt aici. Marius, unde sunt copiii? Încep să mă panichez, merg și întreabă jos. Am văzut acolo asistentă. Polițiștii sunt acolo, frate. Nu erau cu polițiștii. Bă, unde sunt? Bă, încep să mă panichez, men. Monty acolo. Eu să să mă duc jos să, să o întreb pe doamna asistentă. Uh, bună bună ziua. Adică, noi, noi am mai vorbit. Ne cunoaștem. Știți că eu stau acum uh, aici cu, cu familia mea. Sunt părintele lui Răzvan și lui Izabela. I-ați văzut pe undeva? I-ați văzut pe aici? A, cei doi micuți, da. Un băiat în tricou albastru și o fată într-o bluză verde, da, da, da. Au spus că se duc puțin la magazinul de lângă spital, deoarece au primit un mesaj de la mama lor să vină rapid acolo. Nu există niciun magazin lângă spital. Au primit un mesaj de la mama lor, ma, ma, mamă, băi, și fete, nu. Cred că nenorocitul ăla i-a furat telefonul lui Magdalena și cred că ne-a răpit copii, mamă. Mamă, asta doar pentru că domn polițist i-a luat fica la secție. Mamă, cine facem, băi și fete? Mamă, cine facem? Nu există niciun magazin lângă spital! Bro, bro, nu, 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 nu e bine, nu, nu, nu.